Sunt Andreea Raicu, antreprenor și mindfulness leader și vin la OmniConvertește 2023 pentru că îmi doresc să dau ceva ce mie mi-a schimbat viața. Lecțiile pe care le-am învățat din momentele grele ca antreprenor și toate tehnicile și trucurile care mă ajută să fiu echilibrată atunci când e greu, atunci când mă simt copleșită, atunci când mi se pare că there is no way out. Eu vreau să te invit la evenimentul ăsta, uite de asta, să povestim un pic chestii de asta de nebine. De ce nu facem binele? De ce ar trebui să-l facem? Mă numesc Ana Munteanu și sunt artist plastic. În pictură convertesc imaginația într-un tablou. În arta desenelor cu nisip, convertesc nisipul într-o poveste. Haideți să vorbim despre imaginație pentru a converti 2023 într-un an mai bun. Eu sunt Gina și am început deja pregătirile pentru noul an 2023. Noi avem 100 de intervale de 10 minute într-o zi. Iar acum, eu lucrez cu prioritate doar în 20 de intervale de 10 minute într-o zi, ca să obțin 80% din rezultatele pe care mi le doresc cu adevărat. Sunt Cristian Panaite, medic nutriționist, antreprenor și fondatorul clinicii de nutriție Kilostop. 150 sunt anii cât vreau eu să trăiesc. Și nu sunt nebun, am un plan pentru asta. Mă văd la 99 de ani, câștigând la tenis un meci cu stră-strănepotul meu. Tu te-ai gândit câți ani vrei să trăiești? Și cum vrei să arăți și să te simți în anii ăștia? O să spun secretele unei vieți pe cât de lungi, pe atât de plină de sucurile vieții. O să vorbim de alimentație, mișcare și suplimente esențiale. Mă numesc Felix Pătrășcanu și sunt cofondator al firmei Fan Courier. Mă bucur să mă alătur acestui proiect extraordinar pentru faptul că e foarte necesar de a face legătura unei generații de antreprenori din anii 90 cu ceea ce se cu tinerii din ziua de astăzi pentru a le transmite lucrurile bune care se întâmplă cu noi. Iar ei trebuie să aibă foarte mare grijă să vadă lucrurile care nu au funcționat la generația noastră să le ducă mai departe. Numele meu este Maur Civi. Și cred că ar trebui să participi la evenimentul OmniConvertește pentru că ai șansa să înveți din experiența celorlalți. De fiecare dată când am reușit să fac lucruri remarcabile în viața mea, întotdeauna aveam un mentor sau un coach lângă mine care m-au ajutat să văd acele lucruri pe care eu singur nu reușeam să văd sau am putut să mă inspir din experiența unor oameni care deja au făcut lucruri remarcabile. Sunt Mirela Retegan și mă bucur foarte tare să fiu anul acesta invitată la OmniConvertește. Este un eveniment care te ajută să transformi anul ce vine în cel mai frumos an din viața ta. Sunt Monica Cadogan și vă aștept la OmniConvertește 2023. Mi-aș dori să vorbim despre ce se întâmplă în jurul nostru, despre ce am învățat în ultimele 12 luni și mai ales despre situația economică actuală, oportunități, planuri de viitor. Sper să avem o conversație cât mai animată. Sunt Omid Ganadi, designer de interior, iar la invitația celor de la OmniConvert voi participa la evenimentul OmniConvertește 2023, un eveniment care își propune să schimbe viitorul copiilor prin povestea și experiența celorlalți, celorlalți dintre care fac și eu parte. Sunt Monica Jitariuc, te invit și pe tine pe 13 decembrie la OmniConvertește să vorbim 20 de minute despre empatie. Empatia în 2023, cred că e cheia unei comunicări reușite. Salut, sunt Orlando Nicoară și felicitându-i pe cei de la OmniConvert pentru această inițiativă, vă încurajez să participați în proiect pentru că îmbină două lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt importante pentru oricine în viață, nevoia de a învăța și partea de ajutorare a celor care sunt mai puțin favorizați de soartă, care au nevoie de ajutor și care cer ajutorul. Sunt Zoli Tot și îți propun să te convertești. Îți propun să uiți de 2022 și să te gândești doar la faptul că anul 2023 poate fi cel mai bestial an din viața ta. Îți propun să te convertești în artist. Cum ar fi să facem din nimic ceva notabil? Să facem din 2023 cel mai tare an din viața ta. Cum ar fi să iei niște scurtături super valoroase și să te ajute să-ți transformi viața pe 13 decembrie? N-ar fi tare? Ne vedem acolo!